Salut, suntem de la gadget.ro, la standul Samsung de la IFA Berlin 2016 și avem în față brățara Samsung Gear Fit 2 Pro. Vine cu un display de 1.55 cu panel Super AMOLED curbat. Cântărește doar 34 de grame, incorporează procesorul Exynos 3250 de tip dual core. Display-ul curbat este protejat cu sticlă Gorilla Glass 3, are 512 megabyte de memorie pe partea de memorie RAM, mă scuzați. 4 GB spațiu de stocare. În ce privește conectivitatea, avem Bluetooth 4.2 și Wi-Fi în standardele BG și N. Lipsește NFC-ul și conectivitatea GPS regăsite la Gear Sport. În ce privește sensorii, avem un accelerometru, un barometru, senzor pentru monitorizarea ritmului cardiac, o baterie de 200 mAh, ce ar fi suficientă spre a rezista 3-4 zile. Un element important, faptul că are o certificare de rezistență la contact cu apa de 5 atmosfere, adică nu se teme de activitățile prelungite în apă, de not, spre exemplu, și are și o certificare pentru standardul militar american MIL STD810G. Cred că mi-a scăpat ceva. Da, ar trebui să pun și faptul că are tracking prin GPS, cel puțin așa se specifică aici. Date, observați că la conectivitate mai jos nu spun și asta. De fapt spun ceva mai jos, că au GPS, GLONASS și Beidou, mă scuzați. Deci Gear Fit 2 Pro are și GPS tracking. Cam așa arată produsul. Sunt două variante cu această culoare roșie, dar și aici, pe negru, pentru cei, zicem, mai serioși. Cam așa arată Gear Fit 2 Pro. Este un produs, să zicem, dintr-o gamă premium, un produs ce cred că va costa pe măsură. Pe măsura specificațiilor sale, adică va fi un preț, va avea un preț suficient de mare spre a se adresa mai ales entuziaștilor cei folosesc capacitățile fitness la maxim. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi cât mai bună, la revedere!